Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la Raportul Economic. Sunt Alexandra Roșu, iar pentru această săptămână am pregătit un subiect de actualitate. Antreprenor român în țara necunoscutelor, drumul de la curaj, pasiune și optimism către provocări și hopuri. Iar pentru a trata acest subiect, l-am din nou în platoul nostru pe domnul Alexandru Tamba, doctor în economie. Domnule Tamba, mulțumesc mult pentru prezență. Noi am mai acoperit așa în mare parte problemele antreprenoriatului și iată că destul de mulți telespectatori care sunt în zona de business ancorați ne-au cerut o temă aplicată pe acest subiect. Nu neapărat cei tineri, cât și cei care, iată, vor să migreze oarecum de la statutul de angajat către această necunoscută oarecum, dar provocatoare parte a cea antreprenoriatului. Un studiu recent, domnule Tamba, arată că 5 din 10 români, iată, doresc să fie șefi. Acesta este motivul pentru care își părăsesc locul de muncă actual și devin antreprenori. Cum vă explicați acest trend în actualul context economico-financiar, care vedem că nu este deloc unul foarte roz, noi am mai povestit acest lucru, și vedem totuși că provocări apar așa de la o zi la alta, ori lăsând un loc de muncă care totuși cât de cât este unul stabil, să te arunci așa într-un val al necunoscutelor pare interesant. Sigur că este un act de curaj ca să începe o activitate. Există riscuri inerente de început, dar dacă cineva își imaginează că va fi mare șef de la început, se înșală foarte tare, pentru că la început lucrezi mai mult decât oricine când începe o activitate. De fapt, și după aceea ești implicat, mă rog, din alte puncte de vedere, într-o afacere, dar munca la începuturile unei afaceri este enormă. Nimeni să nu se gândească că termină 8 ore, așa cum este la un serviciu unde îți desfășori în prezent activitatea, să spunem așa. Ce sau la bugetar, unde poate nu-i nici măcar 8 ore. Da, mă rog. Și chiar mai mult de 8 ore, poate 12, poate 15, poate 16 ore în fiecare zi. Și atunci stai să te gândești cine o fi șeful acolo în firma aceea. Ca să nu mai spunem că la început, sigur că ești propriul tău șef. Adică tu dai ordin, tu execuți. Cam așa se întâmplă de obicei. Deci nu e chiar ceva așa de idilic în momentul în care începi o afacere. Sunt multe riscuri, multă muncă, dar dacă reușești, sunt și satisfacții, bineînțeles. Bun, dar să compenseze oare acest, nu știu, gândire de genul la un moment dat voi câștiga net superior față de cât câștig acum în statutul de angajat și atunci merită să risc. Să fie ăsta așa sigur, un punct sigur, și care este dinamizează? Un, sigur că este dorința de a fi liber, să gândească, să fie liber să-și facă programul cum și-l dorește. Sigur că se gândește și la un câștig financiar la urma urmei. Dar asta nu înseamnă că întotdeauna reușește acest lucru. Asta vreau să zic, da, garantează cineva... Nu poate să garanteze nimeni că la un moment dat, nu, sau peste un an, peste 2, 3, 4, 5, o să ajungă la un statut material net superior față de cel pe care l-avea ca și angajat. Nu poate să garanteze nimeni așa ceva. Dacă reușești în afacerea respectivă, reușești și ai succes, dacă nu, e posibil să ajungi să-ți închizi afacerea și nu ai realizat nimic, ba, din potriva și pierdut multe lucruri, inclusiv financiare. Deci nimeni nu poate garanta. Ai început o activitate, un business, 100% vei avea succes. Asta nicăieri nu se, nicăieri în lume. Și nici n-ai cum să garantezi așa ceva. Pentru că este o piață concurențială, nu ești tu singur acolo, astfel încât tu să dictezi toate condițiile pieței. Ca tare, n-ai cum să garantezi așa ceva. Nu există încă, acum am citit și eu foarte multe cărți și pe zona aceasta de antreprenoriat și pe partea de business și nu s-a inventat încă o rețetă a succesului în toate domeniile în care se spune dacă faci pașii ăștia A, B, C, D, Z, o să ai într-adevăr succes. Sunt doar niște supoziții, niște elemente care cumva te-ar conduce acolo. Dar se spune, și asta am citit de multe ori, că în momentul în care îți alegi să intri în zona aceasta a antreprenoriatului, este bine să fii pregătit.
Ce înseamnă acest să fii pregătit? Pentru ce să fii pregătit? Și cum trebuie să reacționezi? Trebuie să fii pregătit pentru concurență. Trebuie să fii pregătit pentru piață. Trebuie să ai un plan de afaceri. Trebuie să studiezi piața. Să vezi produsele care se cer. Să vezi tehnologia care este necesară. Să vezi concurența. Deci sunt multe lucruri pentru care trebuie să fii pregătit. Tocmai de aceea nimeni nu poate să garanteze succesul din start. De altfel, așa și cum vedem, în viața de zi cu zi, foarte multe afaceri se închid. Deci, este evident că nu poți garanta succes. Nimeni nu poate. Bun, da, acum dumneavoastră ați dat doar așa câteva elemente. Da. E bine să fii pregătit să studiezi piața, să studiezi concurența, să studiezi. Păi, și dacă ești pregătit și tot studiezi, atunci când te mai implici efectiv în business, dacă tu tot studiezi, și nu știu dacă și ajungi la o concluzie că până la urmă tu studiezi un an, doi ani și poate peste doi ani se întâmplă ceva și ți s-au dat toate calculele peste cap. Adică... Bineînțeles că este o doză de risc, indiferent cum, dar este mai bine decât să intri așa total cu ochii închiși într-un business. Trebuie să studiezi toate lucrurile acestea și după care vei lua o decizie cât mai rapid. Acum nu o să stai să studiezi piața, nu știu, piața... nu știu cărui produs, 15 ani ca să te decizi ce faci. Dar chiar după ce ai crezi că ai acoperit toate problemele care sunt necesare a fi studiate, tot există un risc. Pentru că nu ești doar tu singur acolo. Există altcineva care a făcut același lucru, alți 100-1000 care au făcut același lucru ca și tine au studiat și vei concura cu ei. Și dacă vei avea o idee nouă acum, care, spre exemplu, da, sigur, este pe ideile piață, inovatoare, ideile sigur. Se copiază. Da, dar, sigur, și cine pornește primul și care are putere financiară și așa mai departe. Deci, sigur, că astea sunt rare excepțiile în care vii cu niște idei de astea excepționale și vei câștiga automat piața. Adică, toți vrem să fim ca și Zuckerberg, care cu Facebook, toți să fim ca și Bill Gates sau Steve Jobs sau așa mai departe, dar astea sunt excepții, nu trebuie să ne gândim până acolo. Trebuie să ne gândim la lucruri mult mai simple. Sigur, există. Da, este posibil, este posibil. Nimeni nu spune că e imposibil. Este posibil, dar este la fel de posibil să nu reușești. Deci, dar trebuie să fii pregătit, nu? Da, ca trebuie să știi. Este un risc. Bun, și ca după ce să fii pregătit, să spună că este important să știi să iei decizii și să știi cum și când să reacționezi. Da, este problema de management pe care, sigur, trebuie să știi cum să-ți conduci afacerea. Bun, deciziile să le iei de regulă de unul singur sau să le iei alături de un consultant sau alături de o echipă? Că aici e deja altă discuție. Depinde de etapa în care ești. Dacă ești la început, probabil că ești cam singur. După care, dar sigur sunt lucruri minime pentru care trebuie să te consulți. Chiar dacă ești la început, chiar dacă ești la înființare de firmă, un consultant financiar este obligatoriu. Dacă nu, cumva ești chiar tu în domeniul respectiv. Da, asta ar fi cel da. Mai de dorit. Dar dacă nu ești un consultant financiar în domeniul fiscalității, a contabilității, asta este evident că trebuie ca să ai. După care urmează celelalte, pe partea de marketing, pe partea de management, dar asta este deja după ce ai crescut, după ce ai ajuns la un anumit nivel. La început fiecare își conduce propria lui afacere. După care, dacă afacerea se amplifică, începe după aceea să înconjoare în funcție de specialități, în funcție de diversificarea activității. Și de organizarea da. Și organigrama, așa cum o gândește da. În firma respectivă. Dar acest lucru la început trebuie să-l ai pe partea asta. Dacă nu ești tu specialist, să zicem, în domeniul financiar, așa cum am spus, atunci trebuie să ai pe cineva care trebuie să cunoască legislația în acest domeniu, astfel încât să nu greșești și, sigur, să intri cumva în conflict cu legislația și după aceea apar alte probleme. Deci e mai bine să-ți plătești un consultant decât să iei niște decizii care ulterior te pot costa inclusiv viitorul business-ului. Bineînțeles, dar v-am spus, astea sunt lucruri care de la început trebuie făcute, mai ales în deciziile financiar-fiscale. Am înțeles. Când ești angajat, domnule Tamba, este adevărat că riscurile sunt mai mici decât atunci când devii antreprenor? Păi ca și angajat, singurul mare risc este să-ți pierzi locul de muncă. Alt risc nu mai ai, care ar fi risc. Ar mai fi riscul să nu-ți iei salarul, să nu te plătească angajatorul. Sigur, astea sunt excepții care n-ar trebui să se întâmple. Exact.
Se poate întâmpla sau și chiar se întâmplă și acest lucru. Să te trezești că, de fapt, muncești la negru și tu, de fapt, nu ești anunțat. Că au mai fost cazuri rare, bun, deci dar deci astea sunt deja cazuri. Încălcări de legislație. Da. Asta e încălcarea legii și care se pedepsește conform legii. Dar poți să-ți pierzi locul de muncă sau poți să nu fii plătit o lună, două, trei, după care, bineînțeles, că nu mai continui. Da. Pierzi un salariu sau două sau trei. Pe când un antreprenor, cine știe cu ce a garantat, poate un credit în bancă, poate a garantat cu casa, a garantat și pierde tot. Și a agonisit o viață, deci mult mai mult ai de pierdut. Bun, și riscurile acolo sunt și de a-ți pierde probabil, nu știu, mai mult timp din viață și poate peste 2 ani, 3 ani, toată munca ta, tot efortul pe care l-ai astea depus, practic, riscurile. Să nu mai fie nimic. Sigur, astea sunt riscurile. Deci există aceste riscuri. Sigur. Sunt oameni care au pierdut un business după ani de zile. Bineînțeles. Bineînțeles. În anumite conjuncturi, nu neapărat au ținut de ei, dar poate n-au știut cum să revizioneze din timp, să vadă ce se poate întâmpla și să reacționeze. Am întâlnit asemenea cazuri în lunga mea activitate. Și unele se termină chiar tragic, adică care sunt oameni care își pun capăt vieții, pentru că munca lor de acolo a fost. Au fost firme care, cu mulți angajați, cu peste 100 de angajați, care în 2-3 luni de zile s-a pierdut afacerea și nu din vina lor. Pentru că aveau contracte, vedeți că există multe riscuri, aveau contracte în marea lor majoritate, peste 90%, 80-90% cu o singură firmă. Și în momentul în care acea firmă nu și-a mai renuit contractul, nu mai avea piață de desfacere. Și așa, într-un timp foarte scurt, s-a terminat totul și a pierdut acolo toată viața, pot să spun. Pentru un antreprenor, finanțarea rămâne, așa cum spunea și noastră, cea mai grea provocare. Mai mult de 25% din startup-uri, arată un studiu recent, mor în primul an de activitate. Cum se ajunge aici și cum vă explicați faptul că băncile, cel puțin la noi, nu sunt deschise să sprijine inițiativele noi, iar statul pare și el absent din acest context de revitalizare economică și de apariție de noi actori pe piață? Și nu știm de ce, practic. Acum noi am tot discutat despre problema asta. Acum, dacă le luăm așa pe rând, implicarea băncilor pentru acordarea de credite, că la asta cred că ne gândim pentru a sprijini societățile nou-înființate. Este riscant, dar de altă parte, dacă stăm să ne gândim că s-a împrumutat statul de la bănci, băncile preferă să împrumute statul cu o dobândă destul de bună și cu riscuri aproape zero, decât să-și riște fondurile înspre antreprenori care trebuie să recunoaștem, mai ales la început, că sunt fără experiență, sigur că este foarte mare riscul de a-și pierde afacerea. Și băncile, oricum, ele studiază un plan de afaceri, depinde cât este de credibil planul de afaceri pe care îl reprezintă respectivele societăți care solicită creditul. Pe de altă parte, asta din punct de vedere a băncilor. Acum, din punct de vedere a statului, nu știu, cred că pe partea de legislație, de fapt aici trebuie să implice statul cel mai mult pe partea de legislație. Aici avem, zic eu, un punct slab, pentru că se schimbă foarte des legislația. Acum eu vorbesc cel mai mult din punctul de vedere a omului care se ocupă cu partea financiar fiscală. Codul fiscal. Codul fiscal care s-a schimbat aproape câte zile lucrătoare au fost în ani, de aproape atâtea ori s-a schimbat. Cum ar veni, aproape o modificare pe zi, ceea ce este foarte și mult. Și un antreprenor, cum credeți că o să poată să țină pasul, să studieze codul fiscal atunci? Asta este partea negativă a legislației. Acum, s-au fost diferite încercări cu startup-uri, cu tot felul de ajutoare de minimis, s-a încercat, dar și aici trebuie foarte mult studiat problema când acorzi acești bani ca să nu fie niște fonduri aruncate de pomană. Dar, nu știu, la începutul, în anii 90, de exemplu, când se înființa o firmă, timp de 5 ani era scutită de impozit pe profit. Acum nu mai există, sigur că nu mai suntem în anii 90, suntem în 2019, nu mai există această facilitate, dar în schimb s-au încercat diferite scheme de ajutoare de minimis cu startup-uri. Mai există accesarea fondurilor europene, care, aici, din punctul meu de vedere, este destul de complicat. Pentru și de accesare, și după aceea un depozit, ca să, până când se decontează toate cheltuielile, tu trebuie să susții. Și este complicată toată documentația, de multe ori o complicăm și noi, mai adăugăm la ceea ce se cere în Uniunea Europeană, mai adăugăm și noi acolo niște file, ca să complicăm și mai mult viața. Și birocrația,
și modificarea legislativă sunt cele mai mari piedice pe care au spune că statul este vinovat din acest punct de vedere în ceea ce privește sprijinirea micilor întreprinzători. Bun, dar ideea e în felul următor. Adică noi, practic, am vrea mai mulți bani la buget. Nu știu, mă gândesc eu acum. Da. Și dacă tot vrem mai mulți bani la buget și avem tineri care, uite, au niște idei și vor să facă și ei și studiază și tinerii acum vedem că sunt foarte activi pe partea asta de tehnologie și așa mai departe, au niște idei, hai să-i ajutăm să-și facă o firmă, să nu plece în afară, rămân aici în țară, mai fac și ei câteva locuri de muncă și își fac un viitor, ei și familiile lor. Bun, de ce nu putem găsi, nu știu, un primul an de activitate, nu știu, un al doilea an de activitate, nu neapărat să fie scutiți integral de toate taxele și impozitele, dar pentru ei, ca să-i putem sprijini cel puțin pentru început, să le dăm un pachet de facilități și să le dăm și un om, un consultant, pe care ei să nu și-l plătească, pentru că știm de regulă că un astfel de consultant financiar costă destul de mult și ei în prima fază nu-și permit, dar să aibă un om, un ghid, care să-i poată ghida și începând din anul 2-3, deja ei să-și ia zborul așa încet, încet și să intre în aceleași condiții ca și un agent normal, adică care funcționează și care are experiență pe piață. De ce credeți că nu există? Adică nu văd că se preocupă nimeni să le dăm oamenilor ăstora o șansă ca să poată să facă și ei ceva. Că sigur că lucrurile nu încep peste noapte și nici o firmă nu ajunge peste noapte să aibă 50-100 de angajați. Sigur, idei pot să existe, dar nu chiar așa de simplu cum le discutăm noi acum aici la masă. Normal că nu este deci simplu, este mult mai complicat. Și ca să vă întreb, s-ar adică putea face niște proiecte, adică da, în sensul ăsta. Să ridicăm o singură problemă. Fiecare se asigură un consultant, el nu și poate plăti. Bun, de unde atâția consultanți și cine plătește pe consultanță? Bănuiesc că statul adică ar putea să facă o pepinieră în sensul ăsta, nu? Și deci de asta spun că nu e simplu. Facă ceva. Adică decât deci, să arunce niște bani, nu știu, asta, în alte cheltuieli, mă rog, să nu discutăm noi unde îi alocă, ar putea să facă ceva. Adică statul ar trebui să investească. Nu ai mai povestit despre lucrurile astea. Bun, dacă nu investești, nu investești în infrastructură, nu investești acolo, atunci hai să investești în propriul tău viitor până la urmă. Da, deci să știți că există anumite programe, de exemplu acest cu startup-uri în care s-a putut accesa până la 40.000 de euro și au mai fost și alte programe prin fonduri europene, acolo sunt pentru accesa fondurile respective, atât pentru startup-uri cât și pentru bun, acum alte din fondurile europene. Cine garantează că într-adevăr banii ăia se duc țintit acolo deci undeva orice, unde ar fi o șansă? Deci orice început de activitate comportă un risc. Nimeni nu poate garanta pentru nimic. Sigur, în momentul în care se aprobă acele dosare, acolo poți eventual să faci o selecție, să vezi cât de viabile sunt propunerile de afacere. Dar nici acolo nu le poți prinde chiar pe toate. Dar la aceste programe, acolo am văzut că sunt și am participat în anumite comisii pentru fonduri europene în care se aprobau niște fonduri, acolo erau prinse și pentru partea de contabilitate, de exemplu, deci care e un specialist, la urma urmei, cu care se poate consulta. Acela este consultantul lui, despre care vorbeam mai înainte. Dar, uite, acum stau și mă gândesc, de exemplu, pe lângă consultantul de la fonduri europene, că e un tip de consultant, da. Dar noi acum vorbim de alt tip de consultant, deci cel care își desfășoară, firma care își desfășoară activitatea zi cu zi, să aibă o consultanță specializată exact. Pe fiscalitate, contabilitate, pe marketing, da, pe management, pe știu eu ce. Să vadă poate că el urmărește poate să fie un punct de care, un punct în care în accesarea fondurilor respective să fie pentru plata, din fondurile respective exact. Să fie pentru plata acelui consultant. Dar, cum am spus, de exemplu, pentru contabilitate știu că este să prins. Să prindă ca și cheltuiele eligibile. Da, ca și cheltuială și atunci asta este. Și pentru un an de zile sau pentru 2 ani sau cât este. Și cine este, putea să facă o astfel de propunere? Astfel dar, de este, dar acum este, este? La, pe partea de contabilitate. Pe partea de contabilitate. Ar putea probabil să fie și pe mă rog, alte tipuri de consultanță specializate. Partea de managementul echipei ar putea să facă pe partea de managementul riscului, ar putea să facă pe partea de marketing, advertising, că iarăși acolo trebuie studiul pieței. Deci ar putea să găsească niște soluții.
Mulți specialiști, domnule Tamba, afirmă că problema cash flow-ului a antreprenorilor tineri este justificată și prin insuficiența cunoștințelor financiare și a unui plan de afaceri despre care vorbeați și dumneavoastră, care de regulă nu este bine fundamentat și structurat. E făcut așa, pe repede înainte, că trebuie un must have, trebuie să-l avem acolo și l-am bifat că l-am făcut. Și pe mai departe... Păi, tocmai aici este vorba de acel consultant financiar fiscal despre care vorbeam și care poate să-l ajute. Și asta este chiar de la începutul activității. O asemenea persoană este necesară chiar de la începutul activității, oricât de mic ar fi activitatea. De fapt, nu poți să începi o activitate fără să ai contabilitatea condusă de cineva autorizat. Dar și în acest domeniu, ca și în orice domeniu, sunt consultanți cu diferite... știu eu, nivele de pregătire, ca și în orice meserie, nu numai aici. Înțeles. Și atunci, sigur că dacă ai șansa unui consultant care să poate să te ajute, care să gândească creativ și care să fie foarte bun, ai o șansă în plus. Da, revenind la planul de afaceri, deci ideea era nu neapărat să bifezi că l-ai, că acest plan de afaceri deci în timp deja mai l-am bifat că l-am. Da, dar în studiul dosarelor când urmărit. Se accesează fondurile respective, acolo trebuie să fie un studiu serios, astfel încât nu să fie doar așa o matriță în care toată lumea completează la fel planul de afaceri. Am înțeles. Deci planul de afaceri, da, exact, trebuie adaptat specificului activității. Sigur, și să fie realist. Respective, să fie realist, sigur. Să fie adaptat în permanență. Da. Adică nu înseamnă că dacă mi-am făcut în primul an de activitate planul de afaceri, gata, anul viitor rămâne la fel cu aceiași parametri. Sau nu mai trebuie de aici sau, acolo. Exact, sau este nu mai trebuie urmărit. Este o programare a activităților care urmează, aceea așa de mult hulită planificare de pe timpul dinainte de 90, nu? Da. Îi zicem altfel, dar vedeți că sunt anumite lucruri care nu au fost toate rele. Planificarea exact. Este necesară. O altă problemă curentă cu care se confruntă antreprenorii și nu neapărat cei tineri, o reprezintă managementul echipei. Și asta pentru că nu doar banii investiți contează, ci și capacitatea antreprenorilor de a colabora cu personalul. În prima fază spuneați că este antreprenorul cel care el dă ordine, la început, el execută, bineînțeles. Da? Că totul începe cu antreprenorul, da, nu? Așa? Și după aia încep să apară în jurul lui niște oameni care trebuie coordonați de acest antreprenor. Și problema apare în momentul în care ce face antreprenorul? El, de regulă, pentru că nu-și permite pentru început să plătească niște specialiști din piață, ia niște tineri sau ia un personal, îl formează, investește în cursurile lor de training, după care, pentru că nu poate oamenii aceia capătă ei un pic de experiență și aleg până la urmă să plece spre companii mai mari pentru că acolo au alte salarii. Și antreprenorul rămâne așa într-o continuă căutare de personal. Și acest lucru poate să închidă iarăși un business. Sigur. Riscurile, vedeți, riscurile, pericole sunt multe într-o activitate. El cum poate, cum poate să-și fidelizeze angajații aceia și să zică rămâne și lucrați cu mine, nu mergeți în altă parte? Adică că nu-i poate nici condiționa. Sunt unii antreprenori în care spun dacă te trimit la nu știu ce training, se stipulează că un an de zile rămâi la mine în firmă. Nu știu cât de corecte sunt astfel de contracte. Nu știu exact ce prevede aici legislația în acest sens. Ca și cum ar vrea să-și amortizeze lucruri de care nu te poți proteja. Sunt lucruri de care nu te poți proteja. Deci tu trebuie să încerci tot timpul ca să-i fidelizezi. Poți să-i fidelizezi adică în multe feluri. Adică ce ar putea oferi un antreprenor spre deosebire de o multinațională? Unui tânăr care acum are și el o experiență de câteva luni, un an de zile, să zicem. Poate să-i ofere un cadru de muncă plăcut. Liniște, pace, mai puțin stres? Nu mai puțin stres. Un cadru de muncă, cum am spus, plăcut. Contează foarte mult atmosfera pe care o ai la locul de muncă. Poate să asigure posibilități ca persoana respectivă să-și exprime creativitatea, să-și spună părerile. Cu cât o firmă este mai mare, cu atât se specializează operațiunile
și oamenii sunt implicați în cât mai puține operațiuni, astfel încât apare așa un sentiment de o rutină, un sentiment de alienare, de înstrăinare a angajatului respectiv. Într-o firmă și mică, nu mai produci, nu mai generezi valoare. Ești o mică rotiță într-un angrenaj foarte mare. Într-o societate care se învârte pe o rotiță. Într-o societate care este mai mică, atunci poți să desfășori, probabil că ai mai multe sarcini din diferite domenii, din mai multe discipline care se interconectează și atunci îți simți că prezinți o importanță în societatea respectivă, iar antreprenorii sau, mă rog, proprietarii firmei respective ar trebui să-ți acorde respectul cuvenit. Deci respectul pe care trebuie să-l primească. Stima de sine, da, îți crește și stima de sine în acest fel. Deci respectul pe care trebuie să-l acorzi angajatul respectiv, atmosfera de la locul de muncă, sentimentul că ești apreciat, contează de multe ori mai mult chiar decât partea financiară. Sigur, nu neglijăm partea financiară. Acum, nu suntem absurzi să spui, domnule, câștig aici 100 de lei și ăla îmi dă 5.000 de lei și o stau aici că așa mă simt de bine cu 100 de lei. Sigur, contează și partea financiară, dar știu eu, la o diferență de 20%, 15%, foarte mulți preferă acest tip de activitate. Uitați că sunt foarte mulți tineri, la 30, eu îi consider tineri, la 30, 35 de ani, spre 40 de ani, care după o activitate de 10-15 ani într-o multinațională a renunțat total la activitate și a început o activitate diferite de domeniul de activitate. Știu eu, un domeniu agriculturii, creșterea florilor, deja nu știu ceva, dorea altceva. Propun să continuăm după o scurtă pauză de publicitate. Da, de cât făceau înainte. Doamnă și domnilor, revenim la raportul economic, rămâneți alături de noi. Și domnilor, bună seara, am revenit la raportul economic, sunt Alexandra Roșu și pentru această săptămână povestim despre antreprenorii români, despre riscurile, provocările și optimismul pe care ar trebui să-l aibă la început de drum cu domnul Alexandru Tamba, doctor în economie. Domnule Tamba, în prima parte a emisiunii am povestit în mare despre provocările și riscurile unui antreprenor și ați început chiar înainte de pauza de publicitate o idee foarte interesantă. Spuneați că de multe ori oamenii care nu se mai regăsesc într-un anumit domeniu aleg să pună punct unei cariere de câțiva ani și iată să înceapă ca și antreprenori într-o cu totul altă zonă. Cum credeți că îi posibil ca să se realizeze această reconversie total neașteptată pentru mulți? Adică au lucrat într-o multinațională și acum vedem că cultivă lavandă sau cultivă paulonia sau eu știu ce alte culturi. În cursul vieții unui om, să știți că există multe schimbări. Iar această legată activitatea pe care desfășoară este una dintre schimbări. Mulți oameni au vise de copii din adolescență pe care doresc să și le realizeze, dar viața au făcut în așa fel încât n-au reușit să-și realizeze visul. Spuneam de la multinațional, cum spuneați dumneavoastră, care acum, știu eu, cultivă lavandă sau știu, poate că a fost visul persoanei respective, dar viața a trebuit să facă ca să se întrețină și a ajuns într-un multinațional, IT-ist, unde era o muncă de rutină, o muncă. Sigur că uneori și în IT există și, știu eu, activități creative, dar nu toate, să nu creadă că toți IT-știi nu mai muncă creativă desfășoară. Este și muncă de rutină, cu program foarte lung, stresant și așa mai departe și la un moment dat se întoarce la visul lui ca să îndeplinească acel vis în care vrea să fie nu șef, să fie propriul lui șef. Vrea să fie propriul lui șef, asta dorește. Nu-și dorește bunuri materiale, știu eu, excesive, doar cele normale, decente.
și vrea să-și realizeze visul și sunt de apreciat acești oameni care fac acest lucru. Mulți spun că își caută timpul pe care nu și-l mai regăsesc într-o multinațională sau într-o companie mare. Credeți că este important acest timp pentru omul de astăzi? Sigur. Care evident. Este într-o continuă alergare și nu evident. Știe când vine, când pleacă, adică știe când pleacă de dimineață, dar nu știe când vine acasă. Evident, și sentimentul acela că ești doar o mică furnică într-un mușuroi mare, toate persoanele rezistă, știu, acestui tip de presiune. Sunt care nu interesează, exact ca și cum lucrezi la bandă. Lucrezi la bandă și faci repetitiv același lucru, exact ca și un robot. De altfel, vedeți că în viitor se preconizează că muncile repetitive să fie înlocuite de roboți. Exact. Și doresc altceva. Și este firesc. Da, e așa. Acest lucru și spune... sunt de apreciat că au curajul să renunțe la ceva sigur ca să înceapă ceva ce comportă un risc care nu este sigur. Acest lucru se spune că robotizarea economiei va apărea tocmai din cauza faptului că omul nu se mai simte valorizat. Așa cum spuneați dumneavoastră, se simte o furnică într-un mare mușuroi pe care poate nu se mai interesează nimeni că este acolo, că trăiește, ce nevoie are, sigur. Ce durere are, ce ar vrea să facă, ce idei are și nimeni nu îl bagă în seamă. Poate el vrea să îmbunătățească anumite procese în organizația respectivă, dar din păcate are niște norme, are niște șefi care îi dictează doar ce să facă, cum să facă, fără să țină cont. Da, asta dacă reducem doar la activitatea lui în timpul serviciului. Dar în afara serviciului, recomandat este să desfășoare alte activități sociale, să implice în diferite activități, astfel încât să recupereze, ca să spunem, da, să conecteze la societate, la societate în care să simte, să simtă că este apreciat și revalorizat, dacă vreți să spunem așa. Și totuși este foarte interesantă această trecere pe care am discutat-o și în prima parte a emisiunii, adică el să plece dintr-o firmă mare sau dintr-o firmă de talie medie, acolo unde avea o stabilitate și să se arunce într-un domeniu total necunoscut, adică să se reseteze, să ia totul de la zero, într-un domeniu în care nu neapărat poate știe anumite lucruri, poate nu știe anumite lucruri, dar să-și asume atâtea riscuri. Și nu numai el, că de multe ori e vorba despre o familie da. Pe care el trebuie să o da. Întrețină. Și se spune că de multe ori e familia, este motivul pentru care mulți nu ajung antreprenori. Pentru că familia întotdeauna o să-i spună, lasă că e mai bine așa, lasă că avem nevoie. Da, este acel simț de conservare deci, pe care îl are fiecare om. Ai ceva sigur, ai un venit sigur și ai acel simț de conservare. Greu să renunți la toate lucrurile acestea și să intri în necunoscut. De aceea sunt de apreciază acești oameni. Exact. Mulți au fost obligați să facă acesta și au avut succes. Da. Dar vedeți că noi de cele mai multe ori îi vedem doar pe cei care au succes. Iar cei care au succes nu e o rată așa de mare. Nu îi vedem toate dramele din spatele celor care au încercat și n-au reușit. Da, dar este adevărat că se mai spune că și cei care au încercat odată, de două ori, de trei ori, de patru ori și au avut un eșec, au reușit să se reinventeze, iar următorul business pe care l-au făcut, deja au știut exact ce au greșit în ceilalți pași, dar au avut puterea să persevereze, să continue și au ajuns după aceea la un business de succes. Adică un șut în fund se spune un pas înainte. Da, un proverb chinez spune că dacă cazi de 7 ori, să te ridici de 8 ori. Da. Cât de importantă este existența unor proiecții financiare serioase și bine fundamentate în antreprenoriat, domnule Tamba? Sunt vitale. Sunt vitale. Adică credeți că începe cineva un business și nu se gândește peste 6 luni aș vrea să fac asta, peste un an de zile aș vrea să fac asta? Și poate că există, dar și lasă cred că rata de eșec este foarte mare. Cred că există, dar rata de eșec este foarte mare. Doar o întâmplare poate să facă ca să ai succes fără să ai o proiecție pentru viitor cât de cât. Deci, asta doar o întâmplare poate să facă, mai ales acum, probabil că la începutul anilor 90, când nimeni nu știa cum era, legislația era haotică, piața cerea, avea nevoie de tot felul de produse, a funcționat, așa că încep activitatea și o să văd ce o să întâmple. Dar acum nu mai funcționează aceste lucruri.
piața este cât de cât așezată, concurența este mare, deci trebuie să ai niște proiecții pentru viitor, începând de la proiecții financiare, proiecții de vânzare, tot felul de proiecții de genul acesta care, de care are nevoie un business. Da, eu am văzut odată o proiecție de genul, vedem ce se întâmplă pe parcurs, vedem cum evoluează lucrurile, că piața nu este stabilă, că nimica nu este stabil și noi o să ne aliniem în timp real. Ce înseamnă în timp real? Adică cât de riscant este să lași totul așa că o să? Adică toate o să se întâmple, dar de fapt nu știi nimic din ce o să se întâmple sau nu ai niște nivele la care să te raportezi, să vezi dacă într-adevăr e suficient sau nu este suficient și mai sunt pe de altă parte, la pol opus, cei care își pun niște plafoane, adică niște target-uri ce vor ei să-și atingă, dar așa cum ziceați dumneavoastră, nu sunt realiste. Adică totuși sunt două perspective diferite. Deci acest lucru se întâmplă foarte mult, mulți care încearcă o afacere fără ca să fie pregătit, dar nu mă mir. Nu mă mir dacă la nivel de ministru se întâmplă asta. Vedeam o propunere de la un ministru de finanțe care spunea că să dăm un avans pensiile și da, pe un vedea. Și pe un vedea, da. Exact ce spuneam înainte, un vedea. Da, o să. Păi dacă la nivel de ministru unei țări gândește așa. Păi și-a făcut atunci, niște previziuni financiare acum. Atunci despre după aia nu mai știe ce să se întâmple. Atunci de ce ne mimbrăm? Că sunt oameni care încep o activitate fără să aibă aceste noțiuni de plan de afaceri sau știu eu ce. Și credeți că acel un ministru, spre exemplu, de finanță este un profil pe care antreprenorul trebuie să-l urmeze? Nu trebuie să-l urmeze. Dar care sunt modelele dacă nu sunt miniștri? Modelele sunt Steve Jobs, cum a zis noastră, Bill Gates și mulți alții. Mai aproape, Kiyosaki. Până la urma urmei, n-ar trebui, dacă cineva care gestionează finanțele unei țări, e cineva, vedea. Exact cum a zis, e cineva. Un vedea. Da. Specialiștii la nivelul pieței, domnule Tamba, spun că există prea mulți antreprenori care nu înțeleg relațiile dinamice și complexe existente în cadrul firmei între costurile fixe și cele variabile și din acest motiv, iarăși, multe firme se închid. Cât de important este să înțelegi aceste lucruri elementare sau de bază? Este foarte important, bineînțeles. De aceea spuneam chiar de la început că ai nevoie de acel consultant financiar, fiscal, care trebuie să-l ai tot timpul lângă tine. ABC-ul, Da, pentru că, sigur, acum nu știu dacă trebuie să începem noi să explicăm ce înseamnă costuri constante, ce înseamnă costuri variabile sau costuri fixe și costuri variabile. Costuri fixe care, ca să înțeleagă lumea, domnule, dacă eu închiriez un bun, o hală, păi indiferent că eu dacă îmi desfășor acolo activitatea sau stau, eu trebuie să plătesc chiria aia. Acela este un cost fix. Da. Și va plăti. Și trebuie să înțeleagă lucrul acesta. E un cost fix, rămâne pe perioada deci contractului creadă respectiv, că poate peste un an de zile se reînnoiește contractul și atunci se poate schimba acel cost. Să nu creadă că, zice, domnule, încep activitatea, închiriez hala și păi, dacă nu desfășor activitatea, doar n-a să am cheltuieli. Exact. Păi, ai cheltuieli, că ai cheltuieli pentru chiria respectivă. Sau dacă trebuie să o plătești. Un abonament la internet sau un abonament la asta telefon. Le plătești oricum, indiferent care este volumul activității tale. Faci o unitate de măsură dintr-un produs, faci 5, faci 10, faci 2000, chiria tot așa plătești în hala respectivă. Bun, și la cheltuieli variabile ce introducem? Materii prime, materiale, costurile directe cu manopera. Combustibilul poate intra tot acolo la variabile, în caz că ea se scumpește și îți dă tot. Mai, dar și volumul. Poate ai mașini în care îți faci transportul, dacă faci transport. Salariile sunt variabile? Salariile muncitorilor direct productivi. Da. Cei care sunt în activitatea de administrare sunt fixe. Ele vor fi indiferent ce producție faci tu. Deci trebuie să știi câteva lucruri. Am înțeles. O altă capcană a antreprenorilor ar fi lansarea în proiecte mult prea mari pentru a putea fi susținută de companie, atât din perspectiva costurilor cât și a resurselor umane. Și ei spun, semnează contracte, da, sigur le facem, după care se constată că nu pot face și au semnat acele contracte care au obligații. Ce se întâmplă în acest caz?
Adică ne lecomim să facem, spunem că da, ne agățăm. Sigur, depinde de ce prevede contractul respectiv. Dacă contractul respectiv prevede penalizări pentru nelivrarea la timp a mărfii respective sau neprestarea unor servicii, sigur, acestea implică niște costuri pentru societatea respectivă. Penalizări pentru neexecutarea deci lucrărilor, penalizări pentru nelivrarea mărfurilor. Și l-am pus pe perete și uite ce tare sunt. Trebuie să-ți apreciezi foarte bine capacitatea de producție pe care o ai. Înțeles. Cât de riscantă vi se pare problema stocurilor pentru antreprenorii cel puțin aflați la început de drum, nu neapărat numai pentru ei? Sunt mulți care spun, am stocuri, am marfă, totul este bine, funcționează și după aceea nu se mai mișcă stocurile și rămân acolo, poate sunt produse perisabile. Deci în toată literatura economică se recomandă ca stocurile să fie cât mai mici, astfel încât viteza de circulație a marfurilor să fie cât mai mare, astfel încât eficiența activității tale crește. Deci trebuie să rotești cât mai rapid, nu trebuie să depozitezi mărfurile respective. Deci tot timpul ca să te rotezi, să circule cât mai rapid. Mai ales acum că suntem în era tehnologiei, când se vinde foarte mult online, sigur că această viteză de circulație a mărfurilor a crescut foarte mult. Da. Cât de prietenos apreciați, domnule Tambac, este actualul mediu economico-financiar și legislativ cu antreprenorii? Așa pe o scară de la 1 la 10? Adică ar fi să calculăm oarecum, că nu există un criteriu. Nu știu, dar mai mult de 7 nu cred că aș da. A, deci e notă de trecere în acest caz. Sigur că nu putem să spunem că nu s-a făcut nimic, absolut nimic. Nu. Fiindcă au fost măsuri care s-au mai luat. Dar simțiți că oarecum se conectează? Deci modificarea așa de deasă a legislației ridică foarte multe probleme. Acum toată lumea știe de ordonanța 114. Vedeți da, câte probleme a ridicat această ordonanță care a inhibat foarte mult mediul de afaceri. După aceea, birocrația foarte mare care noi tot timpul nu știu, avem așa un dar de a mări birocrația în loc să o reducem. Declarăm că vrem să reducem și de fapt o mărim. Am încercat foarte mult să se alinieze deci plățile pe online, dar nu înseamnă neapărat că s-au rezolvat toate soluțiile. Deci au fost foarte multe decizii de genul acesta. Sau se anunță tot felul de măsuri ca a doua zi să spună, domnule, știți, am spus ieri într-adevăr că vom face nu știu ce lucru, dar de fapt era doar un proiect și era doar o idee. Deci acest tot felul de zvonuri că vor face, după care își retrag ceea ce spun că vor face, modificările dese, acestea mă fac să-i dau o notă doar de 7. Am înțeles. Pentru că este o emisiune pur economică, dar dumneavoastră a spus de multe ori că este imposibil să nu se conecteze și economicul la politic, că până acolo influențează deciziile. Cum vă explicați că nicio campanie electorală, cel puțin din 89 până încoace, nu am văzut dezbateri pe tema soluțiilor antreprenorilor români și că nu am văzut un interes din partea celor care candidează să vedem exact care sunt problemele antreprenorilor, care sunt problemele oamenilor de afaceri și să facă parte așa din proiectele lor, din sloganurile lor, nu știu. Păi sunt câteva idei care au fost, de exemplu, cota unică care a fost susținută tot timpul și care era un program electoral. Vorbim de, spre exemplu, campaniile astea la prezidențiale, la asta m-am referit de în acum, special. Care sunt acum? Nu de acum, și din timp. Păi, n-am văzut pe nimeni să se bată așa, să spună, domne, uite, eu propun, nu știu, pe partea asta cu antreprenorii, cu mediul de business, hai să susținem, să revitalizăm, să facem, să dregem. Acum, la prezidențiale vedeți că președintele nu are atribuții executive în economie, astfel încât în programul lui să fie cu prevalență aceste idei, dar la alegerile locale și mai ales cele parlamentare apar asemenea idei. Destul de slabă voce că... Da, iar în general, de multe ori, partea economică, știu eu, este destul de tehnică și atunci în campanie electorală se dezbat teme generale pe înțelesul tuturor, decât niște probleme care sunt foarte tehnice. Am înțeles. Cât de mult credeți că poate ajuta antreprenoriatul la revitalizarea economiei românești actuale? Păi numai antreprenoriatul poate ca să ajute... A, nu numai, dar cât ar putea el în sine, da, adică... Numai el ar putea. A, numai cine el ar putea. Altcineva ar putea. Deci... Nu știu, ar veni cineva, nu știu, cu niște idei de-astea europene,
americane, dar tot prin intermediul, și... dar tot prin intermediul societăților comerciale care produc, nu, care aduc plus valoare în societate, și tot prin indiferent de unde vine ideile, cum okay. vin deci ideile. Deci numai prin de... zona aceasta de business sigur, și de antreprenoriat se poate revitaliza economia. Nu ai cum. Am înțeles. Și aveți impresia că cei care ne conduc înțeleg principiul ăsta, adică și-l aplică, adică l-au acolo dimineața când se trezesc, domne, hai să sprijinim antreprenorii, hai să sprijinim mediul de afaceri, că ăla este viitorul. Nu cred că... Sunt cele care circulă prin economie. Într-adevăr, nu cred că să gândesc numai la asta, dar trebuie să gândească la asta și prin prisma alegătorilor. Pentru că alegătorii sunt niște factori care lucrează în aceste societăți comerciale. Iar alegătorul trebuie să, sau ar trebui să înțeleagă că dacă o societate comercială, dacă mediul de afaceri merge bine și funcționează corect, există o posibilitate foarte mare ca și lor să le crească afacerile și viața lor să îmbunătățească. Deci, și viața chiar, comunității chiar și angajații, să se îmbunătățească, da, că până la urmă este un circuit. Chiar și angajații trebuie să sprijine într-un fel, mă rog, programele care duc la dezvoltarea mediului de afaceri, pentru că la urma urmei sunt beneficiarii a ceea ce se produce în mediul de afaceri. Ei lucrează acolo, obțin un salariu și obțin venituri cât mai, tot mai mari în funcție de cum funcționează societatea respectivă. Deci ar trebui să fie interesați ca societatea în care lucrează să meargă bine, astfel încât să, cum vorbeam la început, să poată fi fidelizați. Chiar dacă dorești, domnule, uite, eu vreau să acord salarii mari, vreau să creez nu știu ce fel de condiții. Dar dacă nu funcționează bine firma, nu realizează veniturile pentru a putea asigura condițiile respective, rămâne o simplă dorință. Înțeles. Și concluzia emisiunii ar fi că ar trebui să gândim și noi mare, să think big, atâta timp cât nu ne oprește nimeni și că totuși antreprenorii și oamenii de afaceri contează în România. Da, sigur. Numai că la început nu poți să gândești așa la un nivel foarte mare. Gândești mare când tu, firma, dacă vorbim de mediul antreprenorial, când firma, societatea respectivă este foarte mare, când ai o societate cu 3, 4, 5, 10, angajează-o, poți să zic, domne, gândesc la nivel foarte mare și la nivel de numere mari. Da, dar nimic nu e imposibil, așa ne-am spus. Sigur că nu este imposibil, poți să visezi și poate că la un moment dat vei ajunge acolo. Toți la început au fost mici. Exact, nu au plecat nimeni mari. Direct mare, corect? Da, corect. Domnule Tamba, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră la emisiune. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii Raportul Economic din această săptămână. Sunt Alexandra Roșu și nu uita, economia de azi nu e la fel și mâine, dar tu contezi mai mult decât crezi. Pe curând!